Plasticul este peste tot în jurul nostru, iar cel mai cunoscut tip de plastic este PET-ul, un material ușor, rezistent și versatil din care sunt realizate majoritatea ambalajelor alimentare. Ajungând la groapa de gunoi, aceste ambalaje ar ocupa un spațiu de 5 milioane de metri cubi. Odată lăsate acolo, descompunerea ar dura sute de ani, un cadou toxic făcut generațiilor viitoare. Dar PET-ul se poate recicla, iar asta înseamnă protejarea mediului și orașe mai curate. PET-ul reciclat este folosit ca materie primă în procesul de producție al unor noi produse, ceea ce înseamnă eficiență de resurse, oportunități și creștere economică. Prin reciclare, sticla PET se poate transforma într-o sticlă nouă, în fibră poliesterică, bumbacul sintetic sau lână sintetică folosită în componența textilelor, a produselor de igienă sau a umpluturilor de canapele și perne, în bandă poliesterică, folosită ca produs de legătorie în industria lemnului sau metalurgică. Noi suntem GreenTech și în anul 2002 am deschis în România calea către reciclarea ambalajelor PET. Astăzi putem colecta, trata și valorifica 110.000 de tone pe an de ambalaje PET pe care oamenii le lasă în urmă. GreenTech este lider european în reciclarea deșeurilor PET și un important producător de bandă PET și granule PET. Compania face parte din Green Group, cel mai mare parc integrat de reciclare din Europa de Sud-Est, ce reunește 6 firme specializate în gestionarea, colectarea, reciclarea și recuperarea celor mai răspândite tipuri de deșeuri reciclabile. Misiunea noastră este să transformăm deșeurile PET în resurse cu ajutorul tehnologiilor și al soluțiilor verzi, deschizând calea către un viitor cu zero deșeuri reciclabile la gropile de gunoi. Pentru a fi valorificate ca resurse, ambalajele PET urmează o serie de procese tehnologice avansate. Odată ajunse la GreenTech, primul pas este îndepărtarea impurităților. Apoi sticlele sunt sortate pe culori, măcinate și spălate prin multiple operațiuni tehnologice. La final rezultă bucăți mici și curate de plastic numite fulgi PET. Fulgii PET sunt utilizați ca materie primă în procesul de producție al altor ambalaje sau produse. Dar haideți să o luăm pas cu pas. Baloții de ambalaje PET ajung la fabrica GreenTech, unde sunt cântăriți și inspectați cu atenție, fiind evaluați și etichetați în funcție de calitatea lor. Tehnologiile de identificare și sortare a deșeurilor sunt esențiale pentru a se obține cea mai bună calitate a fulgilor PET, care ulterior devin materie primă în alte procese de producție. Mai întâi se sparg baloții și se separă sticlele pe culoare și tip de material. Impuritățile mari, nisip, pământ, cartoane și altele sunt îndepărtate prin folosirea unui ciur rotativ și a unui separator balistic. Urmează separarea impurităților metalice, care sunt eliminate printr-un separator magnetic automat. Sticlele PET sunt apoi sortate optic pe culoare, transportate și distribuite în gurile de alimentare ale morilor de măcinare. Plasticul PET este măcinat în fulgi de 8 până la 12 mm. După măcinare, urmează procesele de spălare și separare. Separarea avansată a fulgilor se realizează cu două sortatoare optice, care asigură o calitate foarte bună a produsului finit. Fulgii PET se ambalează în huse speciale de tip Big Bag, de aproximativ o tonă. Conținutul fiecărui sac este testat în laboratoarele de calitate înainte de a fi trimis către procesatorii finali. GreenTech folosește 100% din fulgii rezultați prin reciclare pentru a produce bandă PET și granule AirPET. Pentru realizarea benzii PET, GreenTech dispune de două linii tehnologice de producție, cu o capacitate cumulată de 1300 de kg pe oră. Fulgii sunt aspirați într-un cristalizor, după care ajung în extruder unde se amestecă împreună cu aditivii și are loc topirea, omogenizarea și eliminarea umidității. Polimerul este topit și injectat într-un filtru cu o sită specială, de aici ajungând în pompele dozatoare care trimit la duzele de extrudare, proces în urma căruia se formează banda PET. Banda este supusă procesului de răcire și solidificare, urmat de etirare pentru perfectarea proprietăților fizico-mecanice, rezistența, alungirea, precum și lățimea și grosimea benzilor. Banda etirată ajunge la mașina de bobinat, unde fiecare rolă este ambalată individual și etichetată.
Fabricată din 100% fulgi reciclați, Banda PET este un produs de legătorie de o rezistență excelentă, folosit în industria lemnului, în cea metalurgică, textilă sau în industria construcțiilor. Granulele AirPET sunt obținute din PET 100% reciclat și devin materie primă pentru producția de ambalaje alimentare și non-alimentare. Ca să obținem AirPET, fulgii PET sunt introduși într-un extruder unde materialul este plastifiat, omogenizat și trecut printr-un filtru fin pentru eliminarea rezidurilor mecanice. De la filtru, topitura este transferată în instalația de granulare. Înainte de ambalare, granulele trec printr-o sită ce le separă la dimensiuni optime de celelalte. Granulele PET, astfel sortate, sunt ambalate în big bags-uri, etichetate și sigilate etanș. Pentru a asigura cele mai bune produse finite, compania a implementat sistemul de management integrat calitate mediu, OHSAS, oferind în același timp cele mai bune condiții de lucru angajaților. Prin utilizarea tehnologiilor inovatoare de reciclare, GreenTech promovează soluții sustenabile cu beneficii pentru mediul înconjurător și pentru oameni.